Bucurie pentru mici și mari. Edilii piteșteni au inaugurat în Parcul Ștrand mult așteptatul orășel al copiilor. Viceprimarul Liliana Gagiu i-a predat ștafeta de primar al orășelului chiar lui Moș Crăciun. Venit de prin Nămeți, îndrăgitul Moș le-a oferit daruri tuturor copiilor. Domnul primar Tudor Pendiuc regretă că nu este astăzi împreună cu dumneavoastră aici și acum. Obligațiile noastre au făcut adusul să fie la București în momentul de față. Permiteți-mi să vă citesc mesajul domniei sale. Dragi copii, dragi părinți, cu multă bucurie încărcați de daruri și însoțiți de veselii fulgi de neam, Moș Crăciun poposește și anul acesta în orășelul nostru, urându-vă un călduros bine ați venit. Cu toate că vine doar o singură dată pe an, Moș Crăciun este unul din personajele cele mai celebre din lume, pornind din Laponia împreună cu ucenicii săi, cu sania sa magică prin toată lumea, aducând cadouri copilașilor care au fost cuminți în timpul anului. Și cum cred că și voi ați fost foarte cuminți, ascultându-i pe părinți și pe bunici, pe care îi văd aici printre voi, zâmbind, moșul vă va răsplăti de ruin fiecăruia dintre voi câte un mic cadou din tolba sa. Haideți să ne bucurăm împreună de minunatele clipe prilejuite de iarnă, de sărbătorile de iarnă și de veselia jocurilor pe care vă invit să le descoperim împreună, intrând în lumea mirifică a orășelului copilului. Înainte de a da ștafeta moșului, permiteți-mi și eu să vă urez odată cu sărbătorile de iarnă, Crăciun și Anul Nou, sănătate, împliniri și toate darurile vieții să fie împreună cu dumneavoastră. Declar deschis orășelul copiilor și îl declar primar pe Moș Crăciun și dau ștafeta. La mulți ani! La mulți ani și bine v-am găsit, copii! Bine ai venit, moșule! Sunteți frici, n-au nimic! La mulți ani! La mulți ani! Așa, mă, copii! La mulți ani, dragi părinți! Am venit cam greu, m-ați așteptat mult, nu? Acum era să vin ușor, pentru că vedeți ce ninge și de unde vin eu, e cale lungă, lungă, lungă. Dar am venit special pentru voi. Ați fost cuminți? Da! Văd că toți ați fost cuminți. Eu am venit, în primul rând, să vă ascult, pentru că am înțeles că voi ați pregătit un program foarte frumos și sunt convins de acest lucru, iar apoi am și daruri multe pentru voi. De bucurie, copiii l-au răsplătit pe Moș Crăciun cu un spectacol de colinde, poezii și cântece de iarnă. Au încântat audiența grupul Folk pe 620, Școala Populară de Arte, Ansamblul de Copii Zavaidov și Micuț de la o grădiniță particulară. Scura, dragi, nu dormi, în seara de Crăciun. Plena e să vă trezi, în seara nici plugar florile d'albe, că vă vin colindători florile d'albe, noaptea pe la cântători florile d'albe, c-am venit și noi odată florile d'albe, la un an cu sănătate florile d'albe, și la anul să venim florile d'albe, sănătos să vă găsim florile d'albe, și la anul să venim florile d'albe, sănătos să vă găsim florile d'albe. Și când sit-o căpătat florile d'albe, covada-i s-o crăpat florile, florile d'albe. Și covada o lipi florile d'albe, curtorul-i s-o unit florile, florile d'albe.
când cu dorul românii florile galbe, anul nou a și sosit florii.